course it was foul. I mean, we're gonna check it now, and I don't know how the referee, I mean, let it just like this. Okay, we used that challenge, I think, in the first quarter or second. That's also not good from the, our staff. I mean, but they should check this because it's last second of the game. They should check it, you know. That's why we have to check there. And I mean, I don't want to discuss about referee. I want to congrats to my guys because we didn't give up. Even if you were down like 15 points, I don't know what was the biggest difference. We fight till the end. Thanks for the all these people who came here to support us. And what to say, we have to continue to work better and to try to go back on like winning bet. That's it. Ok, a fost un meci foarte greu. Știam pe cine avem în față. Ploiești, echipă valoroasă. Buget mare, aceeași poveste. Rotație lungă. Și așa am fost la o posesie. Din păcate, Martinic a jucat la jumătatea lui din potențial. Și așa ne-a ajutat mult. Asta este, iarăși avem probleme cu sănătatea, cu astea. Dar jos pălăria, cum am luptat. Însă e greu să dai vina pe decizie. E foarte greu. Dar la meciurile astea contează o decizie de final. Am înțeles că arbitrii n-aveau voie să se uite la reluare dacă nu fluierau faul. Păi trebuia să fluiere faul și după aveau dreptul să se uite. Asta e responsabilitatea lor și până la urmă bar joc de munca noastră, încercăm aici să facem ceva frumos, să creștem junior români, care ar trebui să fie normal, să fie normal în țara noastră să fie din ce în ce mai mulți români pe parchet, dar văd că e mulți sunt împotriva asta, altă discuție, însă asta trebuie respectat. Noi aici încercăm să muncim, nu să bată joc. Uite-te la reluare, dacă așa decizi că nu e fault, e decizia ta. Dar e obligația ta să fluier în fluierul ăla, că știi foarte regulamentul. După cum i-a explicat mie și la tot staff-ul care e regulamentul, atunci aplică fluieră și poți să te uiți la reluare și dovedește-te, a fost sau nu a fost fault. No. Inclusiv tu ai marcat din multe situații puncte în care ai fost lovit peste mână. Asta e altceva, nu zic de mine, vorbesc de echipă. A fost normal, la Sibiu iarăși am fost scos cu 5 faulturi, se știe, mă vânează arbitrii, mi s-a transmis asta înainte de sezon. Am înțeles încă acum, îmi dau seama. Nu vreau să intru în detalii, dar am fost avertizat, ai grijă că o să fii vânat ca jucător român, nu înțeleg de ce, iarăși revin că nu înțeleg de ce suntem noi vânați în țara noastră. Ne, ez meg volt Ploiestele, egy értékes csapat, nagy költségvetés, értékes játékosok, a jó játékosok. Lehet meg is érdemeltek a győzelmet, nem ide akarok kiukadni. Le a kalapa, hogy küzdöttünk. Biztos, hogy Martinic úgymond hiányzott. Ő a mi fő mondjam úgy, hogy fegyverünk a támadásban, ma nem tudsz 100%-ban játszani, így is vállalta, le a kalappal, köszönjük, de látszott sajnos, és így is ott voltunk, hogy egy labdabirtokláson múlt, egy possessziótól, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ebben sajnos mélyen belenyúltak a bírók, nem értem, hogy miért. Ők nagyon jól el tudták nekem és az edzőknek magyarázni, hogy milyen a mit mond a törvény, én nem tudom, akkor miért nem applikálták. Ezt nem értem, nem szabad visszanézni a videót, hogyha nem fütyölöd be a faultot. Akkor be kell fütyölni a faultot, azután nyugodtan, higgadtan visszanézel a videót. Ha úgy döntesz, nem fault, elfogadjuk, kezet fogunk. De ha még vissza se tudod nézni, ez nagyon fáj, mert közel voltunk. Mondom, hogy próbálunk Vásárhelyen valami, nem figyelnek sajnos fel, mindig csak azokra figyelnek fel, akik csak győzelmeket hoznak, nem lássák, hány román játszik, hány idegen, naturalizál. Én szerintem itten próbálunk mi egészségesen felnőni. Nisztóra, Engi Regotta itt van, fiatal játékosok, együtt nőttünk fel. Itten próbálunk valami szépet csinálni, és akkor egy ilyen döntés ugye sokba kerülhet. Ez az egész morált a csapatnak lehúzta, nem mindegy, hogy 1-2-t van, vagy 2-1-en. Szevenben ugyanígy volt, megint mindenki, nyugodjunk le, mert ez ilyen, nem tisztelnek, mert most promováltunk, mindent megértek, de ez nem normális, nagyon nem normális. Szevenben engem is öttek kiállítottak, a bajnokság elején mondták, a kosár világból, nem mondom ki, mert nem lenne korrekt,
hogy vigyázzak, mert egész szezonban fognak nézni engem, román játékosokat, hogy miért, nem értem. A mi országunkban mi úgy vagyunk nézve, hogy vadász vagyunk. Nem értem, hogy miért. Ez ilyen, csak annyit tudok mondani, kell harcoljunk tovább, de nagyon nehéz ilyen kondícióban, nem tudom. De ez volt, nem a bíroké kaptunk ki, nem azt mondom, csak ez nagyon fájdalmas. Sok hibát csináltunk, de jó csapat ez a Ployest. Sok hibát is csináltunk, de viszont meg lehetett volna verni őket, és közel álltunk. Szerintem tiszta fautot vissza lehet nézni, azt az tiszta. Tehát jó, bedobja a kérbüntetőt, viszontlátás. Noi am vorbit și cu staff-ul și cu jucătorii, suntem 99% că a fost faul, dar din păcate decizia nu este la noi. O astfel de decizie poate să întoarcă soarta meciului sau să decidă soarta meciului. De fapt, din păcate, astăzi noi am fost cei care cred eu că am fost un pic dezavantajați pe final, un pic mai mult. Dar asta este, trebuie să mergem mai departe, să ținem capul sus. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar pe final ne-am revenit și băieții s-au trezit și chiar puteam câștiga acest meci. Păcat că s-a ieșit așa. Trebuie să ne readunăm și să începem de la zero, pentru că săptămâna viitoare avem din nou meci greu și niciun meci nu va fi ușor sezonul acesta. Un lucru pozitiv, băieții au revenit de la minus 15 puncte, cam acum. Da, am spus, nu a fost cel mai bun meci al nostru. Goran este încă accidentat, joacă cu 50% din potențial. De asemenea, Gaio și Jacob nu sunt 100% recuperați, dar asta este, trebuie să ne adaptăm și cei care intră pe teren trebuie să joace cel puțin la fel care lipsesc. V-a lipsit atmosfera? A fost o atmosferă deosebită, foarte frumoasă, am așteptat asta de mult timp și mulțumesc suporterilor, îmi pare rău pentru faptul că nu am câștigat și nu am putut să-i bucurăm, dar sperăm și credem în această echipă că poate să aducă bucurii multe spectatorilor.